M-a sunat un copil dintre ei și cu alea că să neacă unul aici în Aleșteu. Și când am venit aici, deja nu se mai vedea și mi-a zis că e la fund intrat. Dar eu nu l-am mai văzut pe el. Dar intra să se joace sau ce? Să joace, nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Ei se jucau aici, în apă. Se jucau des? Păi să mai veneau pe aici. Era grup mare de copii? Păi el chiar nu l-am mai văzut. Uite, pe ăsta micul l-am mai văzut. Și cu niște frați de-ai lui. Deci era un grup de copii mici. Și da, între toți el a intrat în lac. Da. Ăștia mici, numai de ăștia au venit. Și când am venit, de cupă, ăsta a fost pomar, ăsta micul, și el nu mai era. A încercat cineva să intre după el? Ai zis, ăsta micul că a încercat să-l scoată și coala și n-a fost. Și m-a intrat un alt copil? Da, ăsta micul. Veniți aici doar să se joace cu ceilalți copii? Da, a venit așa. Dar se joacă des copiii aici la lac? Da, două, trei zile s-au jucat. Au pus o ață acolo și se vedea după ața aia. Era mai cald afară sau de ce au venit? Nu știu, că eu îmi vedeam că veneam de la muncă, că se jucau seara. Ai vedeați în fiecare seară? Da, de vreo trei seri se jucau. Ca în seara asta să fie tragedia asta. Da. Am înțeles că a intrat un alt copil după el. El a intrat. Că putea să moară și el? Păi dacă îl băgă la fel, mai trebuie să... E adâncă apa? Este. Cu 4 metri are. Nu are 4. E cineva care cunoaște lacul dintre noastre? E adâncă apa? Sunteți localnică aici? Este mai 3 metri. Că l-au adâncit anul trecut în vară. Adâncă este, dar nu este peste tot. Probabil că el a scăpat într-o gaură. Puteau să moară amândoi copiii dacă nu reușea și celălalt să iasă. Puteau, dar nu știu cum s-a întâmplat. Eu am venit târziu. Se joacă des aici copiii? Considerați că să mai loc... jucau, că nu înțeleg copiii, dar... Credeți că e un loc periculos? Este foarte periculos. Trebuia și ceva pus de atenționare, trebuia. Nu există niciun semn, nimic, nu. Scăldat, interzis cu ceva. Nu, nici închis, nici. Închis în prejmuie. Păi, dar e al cuiva sau e public? Al primării. E public, e la comunal. Băiatul a fost căutat foarte puțin în timp de la momentul sosirii echipei de intervenție, prima echipe de la punctul de lucru Stolnici. Aproximativ 5 minute după ce au sosit, a fost găsit de unul dintre băieți care se afla la fața locului, n-a fost găsit de colegii noștri. Și după ce a fost extras din apă, au început imediat manevrele de resuscitare. Cum s-a întâmplat? Credeți că a stat mult în apă, s-a înnecat? Era apa adâncă? Apa era undeva la 2 metri adâncime, unde a fost găsit. Și de la momentul apelului, în jur de 20 de minute, a stat sub apă. Plutonier Safta, șef gard de intervenție, secția Costești.